17 pacienți sunt internați în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Municipal Caracal. Alți peste 80 se află în stare ușoară și medie spre gravă în secția COVID, iar 64 de oameni au murit la acest spital din cauza coronavirusului. Medicii de aici se luptă zilnic cu această infecție gravă. Pe mulți dintre pacienți reușesc să îi salveze, pe alții nu. Zilele acestea, cadrele medicale au primit noi echipamente, dar și tratament pentru bolnavi de COVID. În terapie intensivă nu mai avem locuri cam de o săptămână. De o săptămână, secția terapie intensivă este în permanență plină. La momentul actual avem 10 ventilatoare, sunt aproape suficiente. Astăzi, mâine vom primi 6 monitoare, tot pentru secția ATI. În ceea ce privește medicamentele, am vești bune. Am primit remdesivir, vom primi mâine sau poimâine tocilizumab, am primit deja anakinra, ceea ce este foarte, foarte bine. Astea sunt tratamente specifice pentru pacienții în stare medie spre gravă. Potrivit cadrelor medicale, o parte dintre bolnavi nu cred încă în existența acestui virus. Ba chiar după confirmarea diagnosticului, ei cer o retestare și refuză să înțeleagă faptul că au fost infectați. Sunt categoria de pacienți care chiar nu cred, chiar și după ce revine un test pozitiv, refuză să creadă că sunt pozitiv. Cer să repetăm testul ca să se convingă. Medicii din Caracal fac apel la toți oamenii să creadă în existența acestui virus ucigaș și să respecte măsurile de protecție, pentru că în fiecare zi, la toate spitalele COVID din țară, mor oameni din cauza acestei boli nemiloase. Distanțarea să o respecte, să nu se mai întâlnească la diverse chefuri, botezuri, mormântări, am avut infectări la mormântări. La primele simptome să se prezinte la spital, pentru că cei care ignoră primele simptome ajung într-o stare gravă. Chiar dacă ești tânăr, poți să ajungi într-o stare gravă. Sunt foarte mulți pacienți tineri care nu știu că au avut, că au anumite boli, pentru că efectiv nu au fost verificați, nu au fost consultați în viața lor. Și atunci descoperi că au comorbidități odată cu infectarea cu COVID. Va fi mai rău pentru că se va suprapune COVID-ul cu virozele, cu gripa și atunci și va fi nebunia și mai mare. Așadar, previziunile sunt sumbre. Medicii care tratează bolnavii COVID fac zilnic apel la oameni să poarte mască de protecție și să păstreze distanțarea. Dacă nu sunt respectate aceste reguli simple, în curând, cadrele medicale nu vor mai face față numărului mare de pacienți infectați.